Proprietarii caselor nou construite în Timișoara vor putea să își intabuleze imobilele doar dacă fac dovada că pe perioada șantierului au avut un contract de gestionare a deșeurilor din construcții. Potrivit primarului Dominic Friț, un proiect de hotărâre în acest sens este în lucru. Necesitatea contractului este justificată de cantitatea mare de deșeurile din construcțiile abandonate pe domeniul public. Edilul Timișoarei a declarat că numai din cartierul Gnuț au fost ridicate în urma unei campanii de ecologizare peste 700 de tone de gunoi abandonate pe domeniul public.